Bună seara, doamnelor și domnilor, bun venit la știrile cripto astăzi, 14 septembrie 2024, o zi în care se pare că Bitcoinul se pregătește să se ducă către zona mea de target, zona în care vreau să fac exit din poziția deschisă la 54.000 și ceva de dolari. A reacționat bine pe suport, pe o oră, lucrul ăsta îmi dă speranță că am putea ajunge în zona de rezistență. O să vă arăt imediat unde mă aștept să ajungă și unde vreau să fac exit și de ce. Aș vrea totuși să încep cu această știre. Stablecoin-urile au parte de o adopție în creștere în piețe neobișnuite. Cred că nu va mai dura mai mult de 3-4 ani când stablecoin-urile vor fi la fel de folosite ca și euro, dolar, liră sterlină, iar japonez. Asta dacă nu vor fi distruse. Pentru că, din punctul meu de vedere, avem o incertitudine majoră. Ok, la Bitcoin am înțeles, la Ethereum am înțeles, sunt ETF-uri. Dar la stablecoin-uri, acolo vreau să văd niște dovezi clare, palpabile la nivel global, că sunt acceptate. USDC-ul e acceptat în Europa, este cât de cât legal în Statele Unite, dar ăsta este un semn pozitiv. De aia și construiesc Marketoshi, Rentoshi, Bitmarket, trei platforme diferite pentru stablecoin-uri. O altă știre majoră, până în noiembrie, Rusia va avea o legislație clară care va permite tranzacționarea cu criptomonede. Aici nu vorbim de a cumpăra și vinde Bitcoin, mă refer la tranzacționarea ca și atunci când faci plăți cu ruble. Cred că asta este ideea în Rusia, de a fenta un pic blocada și de a folosi criptomonedele ca mijloc de plată. De asta sunt de părere că este foarte importantă acceptarea și adopția monedelor de tip stablecoin. Acest articol ne vorbește despre faptul că uneori când SEC-ul, American Security Exchange Commission, exagerează pe partea legislativă, dând sancțiuni, făcând tot felul de decizii pripite, grăbite, cum a fost cazul celor de la BUSD, investitorii au pierdut peste 15 miliarde de dolari. Da, este adevărat că uneori zelul în aplicarea legii sau aplicarea eronată a legii poate aduce prejudicii pe care nu le plătește nimeni. Autorul acestui articol ne vorbește despre faptul că Bitcoin a atins borna de 60.000 de dolari, însă cu siguranță are mult loc de aici încolo. Bine, raportarea asta depinde de optică și o să vă spun acum, legat de poziția mea, cum văd lucrurile. Dragilor, cu Magenta este locul unde am intrat eu în piață. Da? Iar dacă astăzi aș fi închis poziția, aveam peste 10%. În clipa de față am puțin peste 9% profit. Da? Pentru o poziție luată, ce să zic, acum o săptămână, 10% eu zic că e bombă nucleară, aș putea să închid. Ce am vrut să văd eu pe o oră, da, în această corecție, că ia acest 20 moving average drept suport. Și se pare că face treaba asta pe o oră, da? RSI-ul bullish, MACD-ul rămâne bullish, stochastic RSI intersectat. Dacă pierd acest suport, atunci s-ar putea să închid jucăria și să mă mulțumesc cu 8-9%. Însă targetul meu este linia albă, da? Unde, da, am un grad de profitabilitate de aproape 13, stați așa, 12.74. Eu mă mulțumesc și cu 9%, nu e o problemă. Doar că vreau să arăt public, băi, dacă îți propui ceva, trebuie să-ți respecti planul. Dacă se întâmplă să nu funcționeze, atunci la un moment dat trebuie să părăsești coliba. Eu acum aștept, vreau să văd dacă avem un bounce aici, vreau să văd dacă la 60.700 reușește să spargă, da? Dacă reușește să spargă, foarte probabil se va duce în targetul meu. De ce? Pentru că pe daily, da, în zona asta, este 200 moving average. Eu sunt poziționat mai jos. Asta este logica poziției mele și în același timp este și logica de piață acum. Foarte probabil, dacă nu reușim să trecem de zona asta, da, și începe o corecție, pasul meu este să aștept următoarea oportunitate să încarc.
Și pe viitor, depinde de comunitate, depinde de gândurile mele, poate o să luăm și poziții short, ca să vă arăt cum călărim ambele valuri. Dar, deocamdată, nu voi face treaba asta, aștept următorul entry, după ce fac exit, tot long. Acest articol ne vorbește despre faptul că Bitcoin nu trebuie să ajungă la un anumit nivel ca să înceapă bull market-ul. Este adevărat și o să vă arăt și chestia asta pe grafic, da? Unde trebuie să ajungă Bitcoin-ul ca să putem lua în calcul că începe bull market. Sunt pe graficul pe daily și am trasat această linie verde, da? Care vedeți că lovește aici, lovește aici, lovește aici, lovește aici, lovește aici, lovește aici. Da? Este ultimul vârf, da? Asta e un lower high. Da, trebuie să spargem structura asta, să spargem structura asta, să o spargem pe asta și să ajungem aici. După 69.000, dacă vedem Bitcoin-ul pe o săptămână, pe 3 zile, cu lumânare închisă, cu volum, ăla este semnalul, începe petrecerea. Bine, sunt de luat în calcul și chestii pentru altcoin-uri, o să vă povestesc. Un raport venit de la Binance, care este cel mai mare crypto exchange al planetei, spune că Real World Asset Tokenization este într-o creștere extrem de rapidă. Tokenizarea asset-urilor din lumea reală înseamnă că poți pune ceasul, mașina, casa, terenul, cărțile, tablourile pe blockchain. Apropo de Binance, nu știu dacă știați, dar Binance are în clipa de față peste 200 de milioane de utilizatori înregistrați în întreaga lume. Pe Binance puteți să găsiți foarte multe lucruri interesante, de exemplu, pe pagina de Square, da? Găsiți acest research. Iar aici aveți Monthly Market Insights September 2024. Puteți să alegeți limba română, da? De aici, română, frumos. Și dați click și vedeți un raport de piață. Da? Nu știu dacă este tradus, stați așa să încercăm să-l traduceți. Să-l traducem. Da, nu e. Dar mi se pare interesant că oferă date despre cum se află piața, da, despre bănci, despre market drop, despre capitalizare, despre tot felul de lucruri. Dacă nu aveți cont pe Binance, puteți folosi linkul meu de recomandare, da, care este de la Binance Partners. Sunt partener oficial Binance, pot să vă spun treaba asta. Am acest link aici, o să-i dau copy și o să-l postez în descrierea acestui clip. Dacă nu aveți cont, am înțeles că în România încă piața poate să mai crească cu cel puțin 1 milion de utilizatori, așa că folosiți acest cont, link de referal și vă doresc mult succes!